Astăzi au început probele scrise în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, prima dintre acestea fiind la limba și literatura română. În premieră, toate lucrările candidaților vor fi corectate digitalizat, fiind repartizate aleatoriu la evaluatori din țară. În județul Hunedoara, la această sesiune a bacalaureatului, s-au înscris 623 de candidați. Astăzi, 45 dintre candidații care trebuiau să susțină proba la limba și literatura română nu s-au mai prezentat. În județul Hunedoara s-au înscris 623 de candidați, dintre care 365 provin din promoția curentă și 258 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Pentru proba de astăzi, la limba și literatura română, în județul Hunedoara s-au înscris 285 de candidați și avem un număr de 45 de candidați absenți. Nu avem până în acest moment candidați eliminați. Această sesiune a bacalaureatului se desfășoară în trei centre județene de examen, respectiv Deva, Hunedoara și Petroșani, la Deva fiind înființat și unicul centru de evaluare, iar procedura de corectare a lucrărilor scrise este digitală, aplicată în premieră la nivel național. Este adevărat, în premieră, să spun așa, sau este prima dată când în toată țara un examen național se desfășoară ca și în format digitalizat. Mai exact, evaluarea lucrărilor scrise se va realiza digitalizat. În acest sens, la nivelul județului, bineînțeles că s-au organizat ședințe de instruire și am pregătit, să spun așa, fiecare membru din fiecare comisie pentru a respecta tocmai procedurile aferente. Fiecare lucrare, da, este scanată și se introduce pe platforma realizată în acest sens și gestionată, administrată, bineînțeles, de către Ministerul Educației. Potrivit calendarului bacalaureatului de toamnă din acest an, 2023, mâine, 17 august, va avea loc proba obligatorie a profilului, 18 august, proba la alegerea profilului și specializării, în data de 21 august va avea loc proba de limba și literatura maternă, proba scrisă, în 25 august se vor afișa rezultatele la probele scrise, și de asemenea se vor depune contestațiile. Perioada 26-28 august este destinată rezolvării contestațiilor, iar în data de 29 august vor fi afișate rezultatele finale.